Salut, prieteni! Astăzi mă aflu la domnul Ștefănescu, din satul Buteasa, județul Maramureș. Câinii prezentați în acest video sunt de vânzare. Pentru mai multe informații sau detalii suplimentare, vă rog frumos să sunați la numărul de telefon din descrierea videoclipului. Vă mulțumesc și vă doresc vizionare plăcută! Scoate-mi și fac afară, nu! Mama cățeiul! Umblă după câine? În călduri, dar n-are numai 9 luni. Are 9 luni? De când umblă cu câini? A, și nu vreți să o lăsați? Nu. Nu? Păi, bolunde. Deci, în martie, normal, are un an. Câte luni e până martie? Mai sunt. Decembrie, ianuarie, februarie, 3 luni. 3 luni jumate. Și de aceea e murdară e că n-am lăsat-o cu câini, am băiat-o în box. Și mai ai femela sau și aia dinăuntru? Și aceea e ceilalți că sau? Și cea dinăuntru. Deci asta este o cățea prima? Da. De câți ani? De un an jumate. De un an jumate și este de vânzare, da? Da. Asta e mama cățelilor. Asta e mama cățelilor? Da. Acum, mama cățelilor are 2 ani jumate, e un an mai bătrână ca ceilalalt. Da. O crescut la oi? Da, da. Asta știe și de, asta știe și de lup. Știe și de lup? Da. Foarte frumoasă. Bun. Asta de aici, mascul. În mai, da. Este de vânzare și el? Da. Asta este o cățelușă. Da, de 8 luni. De 8 luni. Nu este de vânzare? Nu. Agară și asta dacă dă cineva bani mult, dacă trebuie. Dacă dă banii care merită și... Da, da, da. Și din câinii dumneavoastră? Da, da. Este o femeie foarte frumoasă. Acum o statură foarte, de, foarte bună. Și are 8 luni, dar nu o dau la câini. Foarte bine faceți. De asta e
e făcută cu nămol, că e băgat într-o boxă acolo, e închisă. Pe ăsta, cum îl cheamă? Iancu. Iancu. Și este de vânzare. Da, au făcut-o în aprilie. Iancu e un câine foarte puternic. Da. Iancu e tata la pui? Da, Iancu e tata la pui, da. Și pui ce sunt? Ăsta e mascul? Albu? Da, ăla e mascul albu și ăla e cățelușă încărcată. Foarte frumos mascul alb. Foarte, foarte frumos. Da, să vedeți mai bine tata câinilor. Foarte gros câine. Hai mă. Asta e un mascul? Da. De cât timp? Tot în aprilie a făcut un an, e jam cu ăsta la alt. E frate cu ăsta la alt, cu Iancu? Da, mai stau la oi acum, de ce e mai slab. Și ăsta e de vânzare? Da. Câine crescut la oi? Da. Și rău de om, rău da. De heară? De heară încă nu știi, că nu umbla lupul anul ăsta. Uh-huh. Nu știi, sunt la casa care e sigur de lup, aia de acolo. Ei ăștia l-ați n-o prins să întâlnească cu lupul, știți? Uh-huh. Iancu? Băi, hai, băi. Iancu? Aduc cățaua între eu. Bine. Întoarceți cu fața, cu cățeaua, așa. Stați mai în jos, așa. Hai mă!
E mare, e greu, obosește repede. Da, dar zice că nu dau nimic mâncare, răi. Apoi ia cu rămâne carne. Ce? Hai de acolo. Gata. Hai mai. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să lăsați un comentariu și să-l distribuiți. Cu stimă, Bobb 11.